Acesta este teatrul Ariel, casă pentru sute de păpuși, unele mai vesele, altele mai triste, unele mai jucăușe, iar altele mai serioase. Ea este prințesa Turandot, o păpușă cu chip trist, o domniță mult râvnită de șiruri nesfârșite de părinți de neam ales. Lângă ea, împăratul chinez Altum, tronând celest peste mulțimea de supuși. Fiecare păpușă are povestea ei, care începe în momentul în care regizorul și scenograful dau consistență unui personaj. Urmează munca artiștilor din ateliere, sculptori care dau forma, pictori care transformă un chip fără expresie într-o față care poate spune mai mult decât 10 de cuvinte. Și păpușile au suflet, au trăiri, emoții care sunt aduse la suprafață de actorii păpușari. De-abia în mâna artistului care își dă concursul pe perioada manufacturării păpușii, ca să zic așa, în ateliere, își dă concursul spre a-și o defini la modul practic pe personalitatea sa, pe felul în care relația actorului, artistului mânuitor se confundă cu existența păpușii. După ultima reprezentație, păpușa care a făcut 10 de copii să viseze lumea prin ochii ei, i-a făcut pe unii să zâmbească, iar pe alții să mediteze asupra mesajului transmis, se retrage din lumina reflectoarelor, poate în depozitul teatrului, alături de alte personaje care odată, cândva, au avut multe de povestit și acolo rămân, an la rând. Cele norocoase sunt alese să călătorească peste mări și țări și să-și arate personalitatea la diferite expoziții. Avem un patrimoniu destul de bogat pe care de câte ori am avut prilejul l-am expus în cadrul unor expoziții realizate la sediul teatrului, în cadrul unor expoziții pe care unde am trimis păpuși de ale noastre la diverse festivaluri, la Tolosa în Spania, la Subotița în Iugoslavia, în Rusia la festivaluri acolo unde am fost solicitat și unde am ținut să fim prezenți. Ce ar fi dacă păpușile ar putea renaște și ar reveni în locul unde merită să fie, printre copii, tineri și de ce nu adulți, să fie admirate și urmărite și să-și zică povestea lor ori de câte ori au această șansă. Un muzeu viu al acestor păpuși a reușit tocmai acest lucru. E vorba concret de un tip de mecanism până la urmă în care apăsând pe un buton, de exemplu, să apară vocea personajului respectiv și să și fie fragment dintr-un spectacol pe care, din care face parte acea păpușă, de exemplu, ca să vând doar unul dintre secretele care în acest moment constituie, de fapt, elementul de căutare al mecanismului prin care noi vom reuși să facem acest tip de muzeu ca să fie viu. Mai multe secrete din viața minunată a păpușilor Teatrului de Păpuși și Tineret Ariel și despre ideea amenajării unui muzeu inedit puteți afla chiar după jurnal. Pa, copii! Să fiți cu minți!